Natura ta paradoxală unește seriozitatea profundă și lejeritatea incredibilă. Combinația neobișnuită de înțelegere și simț al umorului atrage oamenii lângă tine și te ajută în comunicarea cu o varietate de oameni. Ai o minte incredibil de receptivă și o intuiție subtilă care se învecinează cu telepatia. Uneori pare a fi misterioasă și schimbătoare, apoi deschisă și calmă. Ești curajoasă, ai o toleranță rară și cauți să atingi spiritul. De regulă, acționezi în secret, exercitându-ți influența din spatele scenei. Având o energie puternică, tu poți influența pe alții, chiar și la distanță, prin gândire. De aceea nu trebuie să se certe cineva cu tine și să te aibă ca dușman. Reușești să gestionezi cu strălucire banii, pe care știi cum să-i obții și cum să-i cheltui. Ești un finanțator excelent. Este un fapt interesant, dar te comporți ca o creatură neajutorată în anii tinereții, dar deja la vârsta adultă distrugi barierele frivolității și devii un profesionist genial și fiabil. În acest sens, ai putea fi pe bună dreptate numită luptătoare capabilă să depășești orice obstacole, boli sau traume psihologice. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: viteză, curiozitate, adaptabilitate, inteligență. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa de opinii personale. Tu par să fii sfâșiat în mod constant între două tendințe, frivolitate și seriozitate. Te bucuri întotdeauna de succes, de natura ta misterioasă, de un mare simț al umorului și de capacitatea de a înțelege pe alții. Ești inteligentă și poți avea o intuiție foarte dezvoltată. Tu produci alternativ impresia unei naturi misterioase și de neînțeles, precum și de persoană foarte calmă și deschisă. Ai talent organizațional și ești un bun administrator. Te bazezi pe farmecul personal și abilitățile deosebite. Îți place să fii la vârf, ceri mari doze de admirație atât de la familie, de la prieteni, cât și de la oricine altcineva, astfel încât, în mod inevitabil, se dezvoltă egoismul în sine. Natura ta puternică și încrezătoare, totuși poate depăși nevoia unei atenții sporite și poate deveni autosuficiență. În general, se poate spune că un scop vrednic pentru tine este cultivarea în sine a modestei adevărate și a umilinței. Poți deveni un părinte excelent. Tu nu respingi niciodată problemele copiilor tăi, dedici multă timp și atenție îndeplinirii îndatoririlor părintești și te străduiești să dovedești copiilor tăi cât de mult îți pasă de ei. Mai mult decât oricine altcineva, înțelegi importanța bunăstării financiare a familiei. Cu toate acestea,
Nu ești deloc înclinată să-ți constrângi prea mult urmașii și să ai o poziție fermă asupra problemelor vitale. Ai dispoziții diferite, ești jucăușă și îți place să te distrezi. Cu toate acestea, uneori ești insuportabilă și, deși întotdeauna îți păstrezi blândețea exterioară, demonstrezi o abordare dură a celor care se comportă imoral. De cele mai multe ori practici o abordare conciliantă a vieții, trăiește și nu deranja traiul altora, dar în cazurile care implică onoare și demnitate, ești fermă și nu accepți compromisuri. Cea mai sigură cale spre inima ta este jocul romantic, deoarece nu poți refuza plăcerile și nu te poți opune tentației. Ești loială prietenilor, partenerilor și familiei. Desigur, uneori poți fi tentată, dar nu vei trăda niciodată pe cel iubit pentru o clipă de plăcere cu altul. Ești un prieten minunat, simpatică, dar și ciudată. Te poți plictisi ușor și, prin urmare, te afli în căutare constantă a divertismentului și a schimbării peisajului. Poate că acestea sunt singurele calități relativ imorale în natura ta. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești deschisă la flirt, plină de tinerețe, versatilă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 18 iunie soarta ta? Norocul în toate sferele vieții, în special în viața materială, te distingi de mulți alții. Din partea ta se pare că totul îți este dat fără efort. Rare ori ceilalți pot fi cu adevărat fericiți pentru tine. Prin urmare, toată viața ta trebuie să mergi mână în mână cu nebuni și invidioși. Abilitatea ta de a netezi colțurile pe cât posibil, te caracterizează. Carisma și farmecul natural fac chiar și pe cei mai invazivi dușmani să-și piardă poziția în timp. Impactul asupra oamenilor este efectuat de tine cu ușurință și discret. Îți este foarte dificil să ieși din echilibru. Ești obișnuită să-i tratezi pe alții cu înțelegere, să le ierți comportamentul neprietenos și astfel să păstrezi armonia spirituală. Dar manifestarea excesivă a negativului, tu nu o vei tolera și vei da întotdeauna infractorilor o lovitură adecvată. În plus, tu ai un simț al justiției și ești obișnuită să rezolvi toate afacerile. Bogăția și succesul te însoțesc de-a lungul vieții. Din exterior, se pare că toate beneficiile tale provin de nicăieri, deși, de fapt, este rezultatul muncii lungi și grele. Tu traversezi stoic eșecurile care apar pe drumul către succes. Depășind de dificultățile, de fiecare dată te ridici la un nivel mai ridicat de creștere personală și de carieră. La calitățile pozitive, universul a mai adăugat talent. Nu contează în ce fel de activitate te vei manifesta, dar cu siguranță vei atinge succesul. În viața personală, din păcate, te caracterizezi prin inconstanță. Schimbarea partenerilor pentru tine devine obișnuită. Întâmplător te oprești la unul și creezi o familie. Cel mai adesea poți intra într-o căsătorie de conveniență. În această direcție, ești condusă de setă de a-ți crește starea financiară deja considerabilă sau de a câștiga faima, dar calitățile părintești sunt cele mai bune posibil. Pentru copiii tăi, creezi cele mai bune și mai confortabile condiții de trai. Urmașii tăi cresc fără a cunoaște nevoile și dificultățile financiare. Dragoste și compatibilitate. Ești extrem de loială față de cei dragi, dar atât de idealistă încât dacă un partener nu-ți poate răspunde așteptărilor mari, nu vei ezita să-l abandonezi și să cauți pe cineva care să se potrivească cu imaginea iubitului ideal. Iubești și apreciezi flirtul, dar nu vei schimba pe cel iubit de dragul plăcerii fizice sau al vanității. Desigur, totul în viață se întâmplă, poți divorța, te poți întâlni cu dragostea vieții tale, orice se poate întâmpla. Cu toate acestea, ești considerat a fi partener de încredere. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său,
Vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Talentul tău real se manifestă în domeniul finanțelor și al gestionării fluxurilor de numerar. În tinerețe poți fi lipsită de încredere, însă, după vârsta de 40 de ani, devii deja pe deplin independentă și îți faci o carieră de succes, încetezi să mai depinzi de cineva. Lupta și depășirea complexelor și a barierelor externe este în natura ta. Tu înțelegi perfect oamenii din jurul tău, simpatizezi cu complexele lor, traumele psihologice și problemele de zi cu zi, prin urmare poți fi consilier și consultante de succes. Îți place să conduci imperceptibil, stând de la tron, prefer nu conducerea directă, ci rolul cardinalului gri. Oamenii din jurul tău sunt foarte sensibili la influența ta, ca și cum ar hipnotiza un șarpe boa pe un iepure. Ești un administrator și organizator născut. Poți fi predispusă la mândrie și egoism. Construind cariera ta, acorzi o mare importanță carismei tale și treptat începi să se te consideri a fi profesionist indispensabil în toate. Admirația pentru tine trebuie să fie măgulitoare, tu o ceri din ce în ce mai mult de la prieteni, colegi, familie, iar în timp poți dezvolta cu succes autosuficiența. Poți fi un profesor excelent pentru copii. Tu întotdeauna dedici mult timp responsabilităților părintești, ești foarte atentă la nevoile și problemele copiilor și nu-i respingi. Sănătate și boli. Ar trebui să monitorizezi starea mâinilor tale, sistemul nervos, predispoziția față de depresie, respirația, evitarea fumatului excesiv. Deoarece te concentrezi pe bunăstarea spirituală și financiară în același timp, ești fericită să investești bani în sănătatea ta, poate prin yoga sau meditație. Cu toate acestea, nu ai un caracter practic pentru a aprecia frumusețea și beneficiile unor activități fizice precum mersul pe jos, înotul, educația fizică generală. Sportul te ajută să-ți menții tonusul, dar nu este cel mai important lucru din viața ta. Poți fi un bucătar strălucitor, ceea ce te ajută să-ți echilibrezi dieta. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit noroc, dar asta înseamnă că sunt posibile intrigi, invidie, iritarea oamenilor mai puțin norocoși. Dar dacă ești tacticoasă și calmă, plină de bucurie, folosind un farmec natural și abilitatea de a te alătura oamenilor, vei putea să rezolvi multe probleme și să înlături toate obstacolele din calea ta. Tu poți câștiga cu ușurință toată bogăția materială cu munca ta, dar trebuie să-ți controlezi nevoile și cerințele. Sfaturi pentru tine. Ar trebui să încerci să te abții de la egoismul excesiv, sentimentele pline de mândrie, să-ți amintești modestia și să nu uiți cum să te supui. La urma urmei,
Numai cei care sunt capabili să execute ordinele altora pot comanda și conduce. Pentru tine, nu există compromisuri în ceea ce privește conștiința, în ciuda modului tău blând de comunicare. Învață cum să echilibrezi corect banii obținuți cu cheltuielile și să eviți cheltuielile inutile. Valorile vieții tale au nevoie de ajustare. Pentru tine este important să asiguri un flux continuu de impresii noi. Trebuie să călătorești mai mult, să întâlnești oamenii mai des. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.